Ouais, je te trouve au milieu. Dame, c'est pas la donc non, bună ziua, stimați tăcineni, suntem bucuroși că s-au finisat lucrările de renovare a sistemului de încălzire. Din reportajele mai sus ați văzut cum a fost sistema veche, cea sovietică, care la conectare puteai să faci de câteva ori întrerupătorul și greu lucra. Acum s-a făcut un sistem nou, modern, actual, materiale noi. Ce se referă la sistemul de încălzire? Este tot un sistem foarte modern, nou și ne bucurăm și părinții și copiii și conducerea școlii sportive că totuși în sfârșit toate aceste două sisteme au fost renovate. Sperăm să fie și să lucreze într-un regim normal, bine, calitativ. Lucrările s-au demarat într-un scurt timp, ne-am mirat în două săptămâni, s-au finisat tot. Mulțumim conducerii primăriei, domnului Valentin Setnic și Consiliul Local, la toți consilierii și la toți cei care ajută școala sportivă cu ce pot, cu materiale, cu, adică, și părinților, le mulțumim. Ne vom bucura și pe viitor dacă se mai demareze careva lucrări. Sperăm până la 1 septembrie toate lucrările de reconstrucție a școlii sportive să fie finisate. Pe viitor planificăm chiar și cantonamente, chiar și turnee internaționale, tot în școala sportivă. Baftă, succes!